Actorii merg de-a lungul vremii, prin ieri, prin azi și viitor, ca niciun vis să nu se stingă. Aceasta-i truda rostul lor. Stimate doamne, la redacția noastră se află un document iscălit de amabilul nostru prefect și adresat dumneavoastră. Acest document vi s-ar putea ceda în schimbul unui sprijin pe lângă amabilul în chestiune. Binevoiți de la trece îndată pe la biroul nostru spre a regula această afacere într-un mod mulțumitor pentru amândouă părțile. Amândouă părțile. Când? Ai pierdut bilețelul Zoe. Nu știu, Fania. Alaltă seara, când am plecat de la tine, îl aveam. Când am ajuns acasă, nu știu dacă îl mai aveam. Poate... Doamnă Gheorghiță, dumneavoastră mai știți când ați venit prima dată la Satiricus? Cum să nu? Ziua asta n-am sărut niciodată. Nu țin minte exact data, dar știu că a fost vara anului 1990, pentru că citisem în ziar Literatura și Arta articolul că se formează un teatru nou și au anunțat concurs de, pentru actori tineri, profesioniști și neprofesioniști. Și deoarece eu eram, nu știam în ce categorie să mă includ, profesionist sau neprofesioniști, absolvisem liceul cu profil de teatru. Și în anul acela nu am reușit la facultate de actorie. Și tocmai aflându-mă în perioada asta așa indecisă, uite că Dumnezeu mi-a trimis ziarul acela prin mâna mamei mele, pe care o sărut până acum. Și am citit că deci este concurs și am venit la Filarmonică, m-am prezentat ca și toți colegii mei. Și am fost acceptată. Cu pistolul! Cu pistolul! Imediat! Imediat! Da, imediat! Da. Imediat! Da! Da! Bărbatul meu mi-a lăsat destule pistoale. Le aduc îndată. Doamne, spiți! Luca! Luca! Să nu-i se mai dea atâta o vârst lui Tobi! Bine, Hărit! Spre marea mea surprindere, care eram deja convinsă că eu nu mai prezint nimic, că degeaba am făcut liceul ăla teatral, mă rog, un pic depresivă după faptul... Concursul în anul acela a fost foarte mare la Academia de Arte, pentru că în anul acela prima dată au luat pentru București, pentru Academia de Teatru și Film de la București. Și o bună parte din colegii mei de liceu au trecut concursul și au făcut studiile la București. Pentru mine asta a fost o lovitură sub centură, pentru că m-am visat chiar și acolo. În fine, nu regret nici o secundă. Care școală pentru dumneavoastră a fost mai, nu pot să zic mai importantă, dar mai interesantă, mai plină, cea de la Satiricus, de la teatru sau cea academică de la universitate? Fiecare dintre ele are farmecul său, dar bineînțeles că această meserie se învață doar în practică, adică în scenă. Așa că oricâtă teorie nu ai citit și oricâtă bine nu ai fi pus la punct cu toate sistemele de toate genurile, atâta timp cât nu profesezi în scenă, nu prea cred că coști ceva ca actor. Pentru că meseria asta trebuie practicată. Dar v-a ajutat faptul că ai început la Satiricus acolo, la studii? Nu, inițial chiar m-am curcat. Da, pentru că la noi, la Institutul de Arte, când am depus eu singură prima dată actele, fără ca să spun că lucrez la teatru,
Am vrut să dau la doamna Bero, avea grupă rusă, dacă nu greșesc. Eu mi era indiferent în ce grupă rusă sau română, eu vroiam să fac facultate și am trecut audierile, deci am prezentat toate probele care mi-au fost cerute și doamna Bero mi-a zis, vă prezentați foarte bine, spuneți-mi, vă rog, v-ați mai ocupat vreodată de asta sau nu? Și eu am zis, n-am mai putut să ascund faptul și am zis, da, eu lucrez la teatru. Și imediat s-a schimbat atitudinea și a zis, nu, nimeni dumneavoastră sunteți deja un material format și noi nu luăm. Deci, material format, noi luăm material brut, ca să putem modela așa după cum dorim. Asta, așa că, da, chiar a încurcat. Pentru, mai apoi am dat la facultate a doua oară și, deci, pentru că am fost mai mulți colegi. Dragă, iată-mă! Te rog! Te rog, iată-mă! Asta a fost pentru ultima dată! Uite, iată-mă! Am să te rog să mă mai aduci la oraș. Tu să nu mă mai aduci. Atât. Gata, până aici. Măcar ți-a fost bine, draga mea. Și de data asta, foarte bine. Deci de ce v-ați decis pentru această meserie? Asta pornește din copilărie. Am fost un copil mai artistic. Acasă, de fapt, mămica mea a vrut să ne vadă pe noi cu sora mea, pentru că mai am o sora mai mare, să ne vadă un pic așa mai cu studii. La început ne-a dat la muzică. Eu am făcut vioară, sora mea a făcut pian. Și mămica se vedea undeva așa, înconjurată de două fete frumoase, culte, cu un duet în casă, vioară, pian, romanțe, chestii de-astea așa. În fine, a pornit de aici și pe parcursul am învățat la școala muzicală, am cântat. Îmi plăcea, am descoperit că vocea mea sună. Da. Și pedagogii m-au luat la casolistă în cor, pe urmă casolistă în ansamblu vocal instrumental și de fapt, toată viața m-am visat cântăreață. Niciodată m-am gândit că să ajung actriță. Acestui fapt niciodată. Mama mi-a sentit de mămică mai reținută, așa, mai rezervată, mai, nu-i foarte afectuoasă și atât să dea pe față. Mulți ani chiar m-a apăsat un pic faptul acesta, pentru că oricât de mari sau mici noi am fi, noi vrem aprecierea părinților. Noi avem nevoie de asta. Este foarte important să știi că și părintele este fericit pentru tine. Ori mama mea era împăcată cu faptul că eu fac ceea ce îmi place, dar eu mult timp n-am știut, îi place ei ce fac eu sau nu. Și abia într-un târziu, când am adus-o, nici nu mai amintesc, prima dată mi se pare că i-a privit Ciuleandra și a zis, da, bine. Și a doua oară, când în sfârșit a înțeles și a zbuduit, asta a fost Năpasta, abia Năpasta, dar Năpasta e un spectacol recent. Adică eu lucrasem o bună bucată de ani în teatru până când mămica, la fel de reținut cum e și firea, mi-a zis, da, totuși, da. Pentru mine asta a fost cea mai mare apreciere, probabil că nici nu mai am nevoie nici de una. Pentru că pe asta am așteptat-o foarte mult timp. Dar eu nu zic că... Eu nu zic că nu vine nici unul de bălucează. E mai puternic ca de cu mine, doamna. Ce faceți în afară teatrului? Aveți alte ocupații de drag? Da, am ocupații care nu țin deloc de artă și deloc de lumea teatrului. Aș putea zice chiar contrariul. Am început să mă interesez de yoga.
De la început, doar citind, culegând informații, mă rog, nu știam cât de tare mă va pasiona atunci când am să îndrăznesc să mă duc la primul antrenament, dar odată intrată în sala de antrenament, mi-am dat seama că asta căutam de fapt de mult. Încă nu am ajuns la un nivel, mă rog, înalt, să zic că să fiu capabilă să meditez ore sau, mă rog, mă ocup deja doar de un an, dar îmi place foarte mult ceea ce fac. V-aș spune chiar mai mult. De curând, antrenoarea la care am început eu să învăț mi-a predat grupa mie, pentru că dumneavoastră îi pleacă chiar peste 2 săptămâni în Canada pentru totdeauna și, uite așa, având undeva în rezervă acest vis, el s-a împlinit mult mai curând. De aceea am o maximă care undeva, cândva, de mult am citit-o, dar mi-am dat seama cât de reale pot fi lucrurile. Maxima spune, fii foarte atent la ceea ce îți dorești. S-ar putea să se întâmple. Da, eu mă gândeam cândva că poate când voi fi mai în vârstă, să nu zic bătrână, că n-aș vrea să mă cred bătrână vreodată. Și poate nu voi mai fi necesar în teatru sau, mă rog, dar mi-aș fi dorit să fac, uite, yoga. Să am chiar o grupă foarte mică de yoga cu care să mă ocup. Și uite că asta s-a întâmplat. Domnule doctor! Vă rog mult! Despre visuri nu mai trebuie să vă întreb. Poate visurile rămân oricum. Visurile sunt cele care ne țin la suprafață. Visele sunt lucrurile care ne dau speranțe, care ne dau pofta, dorința de a trăi și de a realiza lucruri noi și noi. Visele nu sunt neapărat unele mărețe, să zici că, Doamne, iartă-mi face gaură în cer cu degetul. Nu. Visele țin de lucruri atât de chiar și mărunte. De ce nu? Eu visez să am o mașină, cât de mică, dar a mea. Deocamdată pentru mine este irealizabil, dar continuu să visez. Eu visez să pot să-mi permit să călătoresc în foarte multe țări. Deocamdată e irealizabil, dar eu nu zic că nu e irealizabil, adică pe plan general, că toată viața. Eu sper că voi ajunge într-o bună zi, că nu voi putea permite lucrurile astea. Și oricum n-ai da optimismul, ne hrănește. La câte amicu? Adineauri! Să-i cumpere scrisoarea? Cu orice preț. Care va să zică ghiță? Dragoste, ce parte are dragoste în viața noastră? Pe scenă și în viață. Pe scenă, mulțumită maestrului Grecu, am avut parte de multă dragoste. Pentru că am realizat roluri în spectacole, în mare parte roluri de eroine. Eroine, adică eroine de gen liric. Ciuleandra, de exemplu, e cu un final mai tragic. Scrisoarea pierdută este un alt gen de dragoste, dar e și asta interesant. Năpasta este chiar o dramă pe care o trăiesc de fiecare dată cu tot sufletul. Rămâne a fi, poate, printre toate, nu pot zic cel mai, dar unul dintre cele mai preferate roluri nepasta pentru mine. Și tot așa, dragostea în teatru înseamnă dragostea de teatru, dragostea de profesie, dragostea de colegi. Iar în viață, mă rog, în viață poate mi-aș fi dorit să am parte de mai multă dragoste. Dar mă bucur pentru că am parte de dragostea fiului meu. Și asta mi-l înlocuiește, credeți-mă, mult mai mult. Noarea dumitale, căpoine, când vei fi proclamat, vei da scrisoarea cerului, te-ar face să fii ales. Soie!